ședința deschisă. Domnul Costelilor este învoit, pentru că în primul număr pe 12 consilieri, trebuie să deschidem ședința. Dacă să de acord să suplimentăm pe ordine de zi cu numărul 1. Să suplimentăm, dar să vedem atunci, la, nu? Da, da, la vot, la vot, ca să poată fi discutat. Da, da, da. Păi e normal. Suntem la vot. Cine? Cine? Sunt toți mâinile. Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 103 din 31.05.2022 pentru modificarea și completarea dispoziției numărul 100 din 24.05.2022 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Cârsănești în data de 31 mai 2016, având următorul proiect al ordinei de zi. Punctul numărul 1, proiect de hotărâri privind aprobarea cuantumului și numărul burselor sociale, burse de studiu, burse de merit și performanță pentru elevii din unitățile de învățământ de stat, primar și gimnazial din Comuna Cârsănești, Bacău, pentru semestrul al doilea al anului școlar 2020-2021, semestrul 1 al anului școlar 2021-2022 și semestrul al doilea 2021-2022. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâri privind aprobarea actualizării statului de funcții și a numărului de personal al organigramei aparatului de specialitate al primarului Comunei Cârsănești. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâri privind aprobarea actualizării regulamentului de organizare și funcționare aparatului de specialitate al primarului Comunei Cârsănești de Zulbacău. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâri pentru aprobarea contribuției Consiliului Local Cârsănești la finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap pentru anul 2022 și a contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție și de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâri privind aprobarea protocolului dintre Administrația Națională a Apelor Române prin Administrația Bazinală de Apă Silent și UAT Comuna Cârsănești Bacău, întocmit în vederea utilizării suprafeței de 588 de metri pătrați, teren situat în Alpea Minoră a cursului de apă Râul Caraclău, situată în intravilanul satul Caraclău, în scopul realizării obiectivului de investiții, modernizare strada Slatena și construire pod strada Caraclău, Comuna Cârsănești Bacău. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâri privind aprobarea documentației de atribuire pentru concesiunea a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în satele Cârsănești, Albele, Bâdătești și Caraclău, aparținătoare Comunei Cârsănești. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâri pentru aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Cârsănești pentru anul 2022. Punctul numărul 8. Alegerea președintelui de ședință. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâri privind aprobarea depunerii proiectului de dezvoltare a infrastructurii de transport verde, piste de biciclete în Comuna Cârsănești Bacău, prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâri privind aprobarea depunerii proiectului de asigurare a infrastructurii de transport verde prin înființarea de stații de recărcare în Comuna Cârsănești Bacău, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. Punctul numărul 11. Diverse. Articolul 2. Prevederile prezente dispoziții vor fi aduse la înaintare de către Secretarul General al Comunei și vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare. Mulțumesc! Să punem la vot ordinea de zi. Dacă sunt obiecții legătură cu procesul verbal din data de 29.2022. Proiect de hotărâri privind aprobarea cuantului. Să punem la vot. Cam grăbit, nu? Proiect de hotărâri privind aprobarea cuantului și numărul burselor sociale și a burselor de merit pentru unitățile de învățământ primar și gimnazial din Comuna Cârsănești Bacău pentru semestrul al doilea al anului școlar 2020-2021, semestrul 3 al anului școlar 2021-2022, semestrul al doilea 2021-2022. Primarul Comunei Cârsănești propune. Articolul 1. Se aprobă acordarea unui număr de 45 de burse școlare pentru semestrul al doilea anul școlar 2020-2021, după cum urmează. 15 burse de merit acordate conform Ordinul Ministerului Educației și Cercetării, numărul 5576 din 2011, cu modificări și completări ulterioare. 30 de burse de ajutor social acordate conform. Articolul 13, litera A,
din Ordinul Ministerului Educației și Cercetării numărul 5576 din pe 2011 cu modificările și completările ulterioare. Se acordă se aprobă acordarea unui număr de 51 de burse școlare pentru semestrul 1 al anului școlar 2021-2022, după cum urmează: 21 de burse de merit, 30 de burse de ajutor social acordate conform articolul 13 din Ordinul Ministerului Educației și Cercetării numărul 5576 din pe 2011 cu modificări și completări ulterioare. 3. Se aprobă acordarea unui număr de 44 de burse școlare pentru semestrul al doilea anul școlar 2021-2022, după cum urmează: 10 burse de merit acordate conform Ordinul Ministerului Educației și Cercetării numărul 5576 pe 2011 cu modificări și completări ulterioare și 34 de burse de ajutor social conform articolul 13 litera A. Articolul 2. Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe bază certificatului eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie. Articolul 3. Pentru obținerea bursei de ajutor social, părinții, tutorii legali, instituții, reprezentanți legali ai elevii minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitate de învățământ în termenul stabilit de acesta o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social. Articolul 4. Bursele de merit se acordă doar pentru perioada școlară, fără a se include și pe perioada vacanțelor. Bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare, categorie beneficiară de elevi care se încadrează în instituțiile prevăzute la articolul 19 din Ordinul Ministerului Cercetării și Educației Netto și Sportului, numărul 5576 pe 2011, cu modificări și completări ulterioare. Articolul 5. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către domnul Botezat Ogelu, primarul comunei Bârsănești Bacău și doamna profesor Cristia Rodica, directorul școlii gimnaziale numărul 1 Bârsănești. Articolul 6. Hotărârea poate fi contestată de cei interesați în termenul stabilit de legea contenciosului administrativ numărul 554 pe 2004 cu modificările și completările ulterioare la Tribunalul Bacău, secția contencios administrativ și fiscal, acțiunea discutită de taxa de timbru. Articolul 7. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare în condițiile legii și se comunică primarul comunei Bârsănești de Bacău, compartimentul contabilitate financiar, venitul, executare, site și resurse umane, directorul școlii gimnaziale numărul 1 Bârsănești, precum și instituție prefectului județului Bacău. Mulțumesc! Deci avem 45 de elevi, nu? Da. Deci în total elevi în comună cât sunt? Că, nu știu, vreo 70 sau cât? Cam așa. 140. 140? Și avem 45 de elevi care... Da, s-au s-o luat în calcul o medie, ceva... Dar nu sunt din medie. Asta spun, că chiar trebuie să mai faci și o universitate. Nu mai zice, sunt bursele sărăcii. Da. Și numai ăștia au rămas, de ceilalți au plecat. Nu, dacă așa au zis, cel mai mare, asta e, ridică mâna ce se face. Așa spune legea, domnul cel mai mare. Păi legea e făcută de cel mai mare, nu? Dacă stabilim legea, la ce trebuie să mai votăm? Sigur, cel puțin care vine prin bugetul local, trebuie hotărâre de consiliu. Păi exact, tocmai de asta. Să spele ei pe mâini și să... Băi, așa au votat consiliul local. La orice problemă, vine curtea de conturi, așa s-a votat în consiliul local. Păi nu, dau un exemplu. De câte ori sunt probleme, vin la consiliul local. Dar nu i-ar vine a consiliul, dacă... Asta este procedurul de domnul. Gata, așa, să dă mâna ce se face. Întrebați-vă domnul Pietru, vă spun. Domnul profesor, cum sunt cu bursele astea? Câți elevi aveți acolo la școală? Care? Deci sunt... Eu am fata, eu am bursă, dar eu trebuie imediat 950. Sunt burse de merit. La bursele de merit le stabilește conducerea școlii, de la ce medii în sus le dă bursele de merit. Pe bursele sociale trebuie să prezinte niște acte cu veniturile. Tot la școală le prezintă
niște acte de geniețe legă bursă socială. Da. Bine, la bursă socială, da. Asta este. Dar la merit, aici e problema. Acum, bine ar fi că care iau bursă de merit să ia măcar examen de capacitate la social. Tocmai din asta. Bine, acum aleată, acum s-o diminua. Problemele nu mai, nu se mai dă test, nu se mai face. Încă nu s-o stabil. De vorbit, vorbesc mult. Da. S-o vin. Cam așa. Problem. Spunem la vot. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcție. Buse de merit nu a fost așa de 44. Buse de merit a fost doar 10 căsătături, noi nu 44. Da, scrie în asta. Deci, doar 10 buse. Deci meritul ăștia a fost așa de mulți, deci nu și-au avut oațele așa de mulți copii, numărul lor a fost doar 10 căsătături. Dacă nu-s mulți, 10 oricum vine când vine. 0%. Cam 1, mai puțin de 1%. Tot 0,8. Oricum, dacă îi pui 3, nu știu dacă faci. Dați-mi acum câte proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcție a numărului de personal organigram de aparatul de specialitate al primarului comunei Bistănești sub Bacău. Primarul comunei Bistănești propune. Se aprobă actualizarea statului de funcție și numărul de personal organigram de aparatul de specialitate al primarului comunei Bistănești sub Bacău, după cum urmează. La poziția numărul 3, de statul de funcție, persoana care ocupă funcția publică de conducere secretară general al comunei Bistănești poartă numele de domn. Conținutul certificat de căsătorie seria 10, numărul 269/240 din 14-10-2021, se modifică cu numele de familie din Lucas în Dobre. Așa. Punctul 2. Se va elimina poziția numărul 10 din cadrul compartimentului de dezvoltare investiții achiziții publice prin reducerea funcției publice vacante de consilier clasa 1, grad profesional principal, conform prevederii ordinii prefectului numărul 93/7-4-2022, modificat prin ordinul prefectului numărul 102 din 19/4-2022, numărul de posturi pentru implementarea proiectului finanțate prin fonduri externe nerambursabile s-a redus de la 3 la 2. La poziția vacantă, numărul 13, devenită poziția 12, prin radierea de la poziția numărul 10 din statul de funcție din cadrul compartimentului contabilitate financiară de tipul executării civile și resurse umane, va fi înscrisă doamna Popalina, inspector clasa 1, grad profesional debutant. La poziția vacantă, numărul 34, devenită poziția numărul 33, prin radierea de la poziția 10 din statul de funcție din cadrul compartimentului întreține reparații de lucru, va fi înscris domnul Apreotese Mihail, șofer, buldo excavatorist. Articolul 2. Prevederile prezente hotărâri va fi adusă la îndeplinire de către primarul comunei Bistănești sub Bacău prin compartimentele abilitate. Articolul 3. Hotărârea intră în vigoare la data aprobării ei. Articolul 4. Hotărârea poate fi contestată de cei interesați în temeiul stabilit de legea contenciosului administrativ, legea numărul 554/2004, cu modificări și completări ulterioare la Tribunalul Bacău. Secția contencios administrativ și fiscal, acțiunea poate fi scutită de taxa de timbru. Articolul 5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei, în temeiul prevăzut de lege, primarul comunei, prefectul județului Bacău, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, compartimentul contabilitate financiară, venituri, executări civile și resurse umane, și se aduce la conștiință publică prin afișare la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet, în condițiile legii. Mulțumesc! Da. În privința angajărilor, persoanele astea sunt angajate deja, da, nu? Da. Iar intrăm în problema că tot așa trebuie adus în discuție a Consiliului Local, nu? Da. Păi, înainte de le angaja, s-au adus în discuții persoanele astea, că, dom'le, vor fi angajate. Mă, nu am nicio treabă, cum e, Mihăiță? E ok, e aproape aici. E foarte bine ca și... Da, ca și nu poți răspuns la casă. Poți să vă înțeleg. Ei. S-a creat o doamna respectivă care mi-a dat cârtiuța, iar nu știu când e angajată, că n-am mai văzut-o până în prezent. Și de asta spun, la ce s-a duce în discuții în Consiliul Local, chestia asta să voteze Consiliul Local, să angajeze persoana. Asta, aparatul primarului și-o asuma răspunderea pentru angajat, merge în continuare. Aparatul primarului este votat prin Consiliul Local. Păi, după procedura legală. Domnul viceprimar, problema e... După păi problema este, trebuia adus la cunoștință, domnule, trebuie să sunt posturile astea, vreți... S-a dus la cunoștință, dar s-a dus la cunoștință. Serios? Da, atunci da, eu trebuie. Serios, a fost. Și atunci când a plecat organigrama, a fost posturile vacante, s-a dus la cunoștință. Și să vă mai spun și altă problemă. Posturile vacante.
problema polițistului local. Nu am niciun polițist. Păi cum este dacă în continuare figurează ca și salariat, ca polițist local? Dar trebuie să fie acolo. Păi dacă este acolo ca și polițist local, îmbracă-l în haine. Nu-l lăsa așa taie iarba prin sat. Ce-am păi dacă este pe funcția de polițist local până disfințez funcția asta, îmbracă-l în haine de polițist local, doamnă. Păi e normal așa ceva. Ori el în uniformă, eu nu l-am văzut așa. Păi nu știu, eu n-am văzut uniformă polițist să tai iarbă, n-am văzut, vă spun drept. Face tot ce e necesar. Păi e de asta spun, deci dacă ții funcția în continuare, îmbracă-l cum trebuie îmbrăcat. Trimite-l cu agentul de colectarea taxelor și impozitului pe drum și atâta tot. Păi acum nu că disfințăm funcția, domne, am disfințat-o, dar de ochii lumii. Și până la urmă el e încadrat ca polițist local. Asta e problema. Păi spune și dumneavoastră, mă, nu e așa? Bă, îmbraci cu un uniform și-l trimis la treaba lui. Ori dacă ținim funcția, o scoți la concurs să aduci un competent pe funcția respectivă. Sunt îmbramul acum care e internat în spital, postulat, pe ciorul picior. Nu am oameni cu ce să-mi fac, să toaletez, să poți să ies, să se faci și activități între astea. Eu știu, domn primar, dar nu poți să-l dezbraci pe ăla din haina de polițist local și să-l trimiți la tăiet iarbă sau la colectat deșeuri prin sat. Dacă e nevoie, nu păi, e nevoie. Păi eu știu că... Adică să se arunce deșeuri. Păi să se arunce. Dar pune-l să stea la intrare aici, să scrie la ora de o intrat XY, fă altul normativ, măcar să-i respecte haina aia, că ia bani pentru funcția aia, nu? Păi mă urmează să mă știu pe buldozer, îmbraci polițist să-l știu pe buldozer scavator. Păi nu-i normal, fiecare trebuie să-și facă treaba lui, pe funcția lui. De asta e votat organigrama aia acolo, nu? O modificăm și punem om bun la toate și de. Nu mai fie. Nu, dar asta nu-i normal. Asta e ce se face. Să punem la vot. Facem chetă, strângem haine, putem strângem bani de haine, cumpărăm haine. Nu mai aveți domnul Blănaru pe acasă din când erați militar. Are parășie, mă îmbrăgată. E rolul investitor, el are patear, eu de 14 ani. Numai că acum nu mai corespunde, e poliție, s-a întâlnit. Vorba de că se întâlne că și noi tot așa de cum. Da, dar nu mi se pare normal. Deci ce e o funcție care ia bani, funcția aia și tu pui la tăiet iată. Da, nu? Dăm citire. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâri privind aprobarea regulamentului actualizat de organizare și funcționare a aparatului specializat al primarului Comunei Bisănești, Bacău. Primarul Comunei Bisănești propune, articolul 1, se aprobă regulamentul actualizat de organizare și funcționare al aparatului specializat al primarului Comunei Bisănești, conform anexei numărul 1 care face parte în prezenta hotărârii. Articolul 2. Prezentul regulament de organizare și funcționare va fi adus la cunoștință sub semnătură funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bârsănești prin dirigirea Secretarului General al Comunei. Articolul 3. Cu data adoptării prezente hotărârii Consiliului Local al Comunei Bârsănești numărul 19 din 24-5-2021 privind aprobarea regulamentului de funcționare al aparatului de specialitate al Comunei Bârsănești își încetează aplicabilitatea. Articolul 4. Secretarul General al Comunei va comunica prezenta hotărârii instituției prefect județul Bacău, primarul Comunei Bârsănești, compartimentul funcționare din aparatul de specialitate și va asigura aducerea la conștiință publică prin afișare la sediul instituției și pe site-ul acestuia. Discuții. Mă scuzați, n-am fost atent. Spuneți la vot. Proiect de hotărâri pentru aprobarea contribuției Consiliului Local al Comunei Bârsănești la finanțarea servicii sociale destinate protecției și promovării drepturilor copiilor și a persoanei adulte cu handicap pentru anul 2022 și a contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial și a persoanei cu handicap. Primarul Comunei Bârsănești propune. Articolul 1. Se aprobă contractul de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul calendaristic 2022, conform anexei care face parte integrantă în prezenta hotărâre. Se împuternicește primarul Comunei Bârsănești Bacău să semneze contractul de asociere prevăzut la articolul 1.
Articolul 2. Contribuția Consiliului Local al Comunei Bârsănești de Cibacău la susținerea persoanelor cu handicap instituționalizate și care au domiciliu pe raza OATE Bârsănești va fi în procent de 35% din sumele care reprezintă diferența dintre costurile necesare furnizării serviciului respectiv, astfel cum sunt cele stabilite prin hotărâre de Consiliul Județean și nivelul prevăzut în standard de cost aprobat prin hotărâre de guvern la susținerea persoanei cu handicap instituționalizate în serviciile rezidențiale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău vor fi ulterior aprobate prin hotărârea Consiliului Județean Bacău. În acest sens urmează a se încheia actul adițional la contractul de asociere cu Județul Bacău și direct DGAPS Bacău. Articolul 3. Sumele ce constituie contribuția colectivității locale a OAT Bârsănești pentru întreținerea persoanei cu handicap se va vira în funcție de numărul de persoane la data de 25 ale fiecărei luni pentru luna anterioară în contul trezoreriei Județului Bacău. Articolul 4. Compartimentul de asistență socială și compartimentul financiar contabilitate din cadrul aparatului specialitate al primarului vor urmări ducerea în întâlnire a prevederilor prezentei hotărâri. Articolul 5. La data aprobării prezentei hotărâri Consiliului Local, numărul 11 din 31.03.2021 și hotărârii Consiliului Local, numărul 32 din 30.07.2022, își încetează aplicabilitatea. Prezenta se va comunica primarul Comunei Bârsănești, Direcția Generală Asistență Socială și Protecție Copilului din cadrul Consiliului Județean Bacău, precum și instituției prefectului Județului Bacău, prin grijă secretarului general al Comunei și va fi publicată prin afișare în condițiile legii. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului și anexei acestuia dintre Administrația Națională a Apelor Române prin Administrația Bazinală de Apă, Siret și Oatec, Comuna Bârsănești, Județul Bacău, în scopul realizării obiectivului de investiții, modernizare strada Zlatenea și construire pod, sat Caracol, Comuna Bârsănești, Județul Bacău. Primarul Comunei Bârsănești propune. Articolul 1. Se aprobă protocolul și anexa acestuia dintre Administrația Națională a Apelor Române prin Administrația Bazinală de Apă, și OATE Comuna Bârsănești, Județul Bacău, întocmit în vederea utilizării suprafeței de 588 de metri pătrați, teren situat în Albia Minoră al cursului de apă, râul Caraclău, situat în travularul satului Caraclău, în scopul realizării obiectivului de investiții modernizare strada Zlatera și construire posa Caraclău, Comuna Bârsănești, Județul Bacău, conform anexei care face parte integrată în prezenta hotărâre. Articolul 2. Cu ducerea de plină a prevederilor prezente hotărâri, se însărcinează primarul Comunei Bârsănești prin compartimentul tehnic urbanist la amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate. Articolul 3. Prezenta hotărârii va fi comunicată de instituție prefect Județul Bacău, primarul Comunei Bârsănești, Agenția Națională a Apelor Române, prin intermediul Administrației Bazinale de Apă Siret și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Proiectul ăsta parcă a mai fost pus odată în derulare cu câțiva ani în urmă, nu? Strada Zlatina, nu? Nu a mai fost pus în discuție în Consiliul Local? S-a fost în discuție. Elaborarea documentației de tip SF pentru drumul ăsta. Asta este o cu totul altă situație. Adică, o procedură legală spune că Apele Române, care sunt proprietarul albii, trebuie să facă o cedare a locului pe care noi urmează să facem construcția, adică cei 58 de metri pătrați, către OAT Bârsănești, pentru ca noi să putem să ne derulăm actele de construcție a podului respectiv. Este procedură legală, așa cum am făcut pentru drumul Albele, este și pentru podul de la Zebea, acea procedură este și podul de la Zlatul. Toate podurile au aceeași procedură. Asta este așa prevede legea, e un protocol pe care... M-am convins, așa este, dar eu am întrebat dacă a mai fost odată făcut proiect pentru drumul strada aia, către Biserica Catolică, nu? Despre aia e vorba, nu? Acum este vorba de pod. După aia unificăm proiectul, nu? Unificăm niciun proiect. Proiectul are un proiect și ăsta este altceva. Sunt două chestii diferite. Am înțeles, dar proiectul ăla care ani în urmă s-a început el acolo.
Proiectul ăla e depus pentru finanțare pe Anghel Salim, acum am spus. Da? Da, bun. Dar l-ai mor din mult la Anghel Salim. O fi, mintea unor, la altă partid, la Anghel Salim. Păi dacă trăiești Anghel Salim, acum... Și va fi viar în ziua mea. SF. E SF-ul ăsta, e SF-ul. Da. SF e mintea altă. Sunt la vot. Și dacă ești în ziua mea, să dai la adică... Dă-i drumul la ședință, da. Proiect de hotărâre. Eu nu pot să fac nimic în așa ceva. Pentru concesiune serviciului de utilitate publică și distribuția gazelor naturale în satele Bârsănești, Albele, Brătești și Caracal, aparținătoare comune Bârsănești-ul Bacău. Primarul comunei Bârsănești propune. Se aprobă documentația de atribuire în vederea concesionării serviciului de utilitate publică de distribuția gazelor naturale în satele Bârsănești, Albele, Brătești și Caracal, aparținătoare comune Bârsănești-ul Bacău. Articolul 2. Cu aducerea de mine de a prevederilor prezente hotărâri se împotrivește și primarul comunei Bârsănești-ul Bacău. Articolul 3. Prezenta hotărâri se comunică primarul comunei Bârsănești, prefectul județului Bacău, compartimentul dezvoltare, investiții, achiziții publice, prin grijă secretarul general al comunii și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare conform prevederilor legale. Discuții. Eu am... Deci dacă noi de atâția ani de zile ne tot căcăim cu drumul de la Albele, noi o să vedem oare gaz tras la Albele? Eu asta mă întreb. De la Ruș. De la Ruș, la Ruș. Problema este, noi trebuie să facem toate documente. Nu pot să fac o documentație numai pentru trei sate. Nu era, nu era anormal să faci treaba asta. Nu? Vrei să facem o documentație pentru trei sate? Da. Asta la cât metri cub de proiect avem făcut? Medicul. În hârtie. Hârtie. Maculatură. Domnule, dar dacă nu faci... Îl face două primari, dă-mi drumul înainte. Mai avem două stadioane de făcut, mai avem. Tu oricum ai să ai, așa cât aici. Ce să am? Gaze. Băi, serios? Nu vorbim preferenția, trebuie să avem tot. Mă, chiar serios. Asta e, noi nu o să avem. Voi poate să am. Am 114 bătăi pe minut, doamne. Mai gaze, închid cu la voții. Domnule, trebuie să încerc gaze, dacă nu încerc gaze, așa nu vine nimeni să ne roage. Da, dăm drumul înainte. Noi facem pistă de biciclete. Păi nu, lăsăm, da, păi ajungem, stați, ajungem și la aia. Trebuie să încărcăm telefoane pe stradă, vrem. Haideți să-i dăm drumul să... Stați șeful atent aici deja pe noi, că mulți spune că nu votăm proiectele, că... Suntem contra proiectelor. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli comunei Bârsănești pentru anul 2022. Primarul comunei Bârsănești propune. Articolul 1. Se validează dispoziția primarului comunei Bârsănești din Bacău numărul 72 din 15.03.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli comunei Bârsănești pentru anul 2022. Articolul 2. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli comunei Bârsănești pentru anul 2020 conform anexelor 1 și 2 care face parte integrantă în prezenta hotărâre. La partea de venituri, cod indicator capitolul 4234, subvenții pentru acordarea ajutorului încălzirii locuinței și a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibil solid și lichid și petrolier, buget anterior 28.268.000 plus 23.204 egal cu 51.472. Și la partea de cheltuieli, asigurarea asistenței ajutoare sociale umanitare, Articolul 3. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei prin compartimentul financiar contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului și va fi comunicată primarul, Consiliul Local, Județean Bacău, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău, Trezorerie Onești, Prefectul Județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică prin grijă secretarul general al comunei conform dispozițiilor legale. O lăsăm acum sau mergem la diverse? Spuneți acum. Cu încălzirea asta. Da, în mod global, că nu mai este. Aia 20 de lei care se dă la persoanele care au depus pentru încăldură. Sunt de acord. De acord. Dacă dă statul, nu trebuie da. Să... Problema este că ieșunea iunică și alază, ce facem în toamnă cu mancatul la populație? Știți prea bine situația. Gazul nu-l avem, proiect face, dar gaz n-avem. Da. De marcat, de marcat. Încălzirea globală, văd că mai tare e răcirii decât încălzirii ce spun ăștia. Începând din data de 1 iulie, o să vină o firmă din cadastru să facem și cadastru cu omul la Bârsănești. Păi, domn primar, păi poate durează 2 ani cadastrarea. Se va dura. Păi am înțeles că la Mănăstirea Cașă, da. Da, unde e doamna aia prima să-l ține de acolo, da, PNL.
Am înțeles că ar fi făcut ceva de mersul cu Ocolul Silvic. Deci, au făcut o statistică, câți cetățeni sunt, câți au nevoie, câți metri cupți, așa, și am înțeles că s-au marcat. Păi, acolo... ei au meserea ca și dar în păduri ei. Ați înțeles de asta? Și noi nu avem. Păi nu, dar de asta spun că problema este bună, ok. Nu avem păduri noi ca și comun. Dar să vorbim cu Rom Silva, unde marchează, să nu mai scoată la licitații pentru persoane juridice și să aibă prioritate cetățenii locali din zonă, nu? Fiecare să scrie 10 metri cub sau... Se poate face chestia asta, nu? Sunt parchete, acum se poate... Vezi? Aprăjăna pe urmă. Păi asta e problema. Când noi vorbim cu 20 lei, 20 lei nu te încălzești, nici țigări nu e grea să zici te încălzești la frumă de țigară. Pentru știi cum face pe urmă. Păi eu știu cum face, dar vreau să spun un caz. Domnul Mar, dar știați că o să fii prins la cadastrare cu mâna noastră. Vedeți că sunt titluri neeliberate din cauză că s-a introdus obligativitatea cadastrării la 3D în sistem stereo. Deci și eu am două pașeluțe mici. Și păduri care, de ce, s-a introdus obligativitatea să facă face planul parcelar, planul 3D, stereo și ălea scump și au rămas așa. Și acum, și ca mine mai sunt alți care, din cauza chestii astea, nu li s-au făcut timp. Când o să se facă, având la fiecare gospodărie, se face, având la fiecare gospodărie, și atunci se întrebi cu anul de la mediile absolut. Dacă aveți cadastru și nu aveți, proiectul vă face absolut. Hai la Givier, să intru în proiectul. Păi nu mai sunt cu bicicleta și cu avion. Spune-mi la vot. Nu știu dacă ați primit. Am dat cu stânga data asta, nu prea ați primit, da. Da, păi, dar nu mai sunt două. Păi sunt două, da, dacă așa v-am spus. Așa e vorba. Așa îți spunem? Nu, păi la mine ăsta e 9 și 10 înainte. Se completează la foarte și... Vreți să ai semnat pe 9 și ăsta e 10. Păi nu, bă, nu. Deci îmi propune. Și nu, nu. A fost? Uite, față de mine. Pune propunerea. Îl propun pe domnul Cătălin Arsinoiu. Păi nu știu dacă o să pot omorea, că... Păi tu cum tot... Cam depindeți de mine că... cu stabilirea ședințelor. Da. Bine, nu o să mai țin ce-ți din Consiliu când eu te-ai văzut poza aici și atunci consilierii... Atunci îl propun pe tine, nu mai poți, hai. Domnul Vlad. Domnul Munteanu. Da, ori domnul Munteanu, ori domnul Vlad. Hai, domnul Munteanu, domnul Munteanu și gata. În august pot să fiu președinte, dar până în august nu pot. În vacanță poate. Tot. Eu îl purim decembrie, ianuarie, februarie. Nu, din mărți pentru. Nu, dar îl pur după aceea, că la mine cu probleme. Mai este acum aici, la rata de mărți, să vă rompi probleme. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului asigurare infrastructurii de transport pe de prin înființarea de stații de reîncărcare în comuna Băsărâșul Bacău. Primarul comunei Băsărâș Bacău. Articolul 1. Se aprobă denumirea proiectului asigurare infrastructurii de transport de prin înființarea de stații de reîncărcare în comuna Băsărâșul Bacău spre finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență, componenta 10, fond. Fondul local, anexa... Nu de biciclete înainte. Ăsta e sau... Nouă. E nouă acum. Da, așa. Dar le-am aprobat. Nu. Asta e septembrie. Nu. Asta e așa. Nu așa semnale, poate? Da. E schimbă. Da, haide să-i dăm drumul, că am văzut despre ce vorba acolo, proiectul ăsta de pistă de bicicliști, unde se poate face, cum se poate face, că noi nu avem canalizare apă. Da, alt telefon. Deci, tată șoleacă. Deci dacă noi avem proiectul cu canalizarea și cu apă, nu? Ce faci? Dacă faci proiectul de bicicletă, că trebuie să faci domeniul public, nu? Da. Atunci ce faci? Treci proiectul de biciclete, pui canalizarea și apă, ce faci? Acum, serios, cum poți să faci proiectul ăsta? Facem și subenea, uite, vezi? Nu,
Noi am avut discuții. Am primit. La nivelul fiscalilor, prima discuție a fost următoare. Am vrut să facem una de ei, însemnând o visă de biciclete continuă de la Unești la Sândule. Din toate comunele de pe distanța asta, singurul care nu a fost de acord și a zis că nu vrea să participe la ADI a fost domnul primar Ciprian de la Hilegiu, care a motivat prin prezența trotuarului pe care el a făcut anterior și a zis că nu mai renunță la ăla pentru a... În concepție s-a rupt un lanț care ar fi putut fi un șir continuu, însemnând pistă de biciclete de la Onești către Sândule, către Bacău. Noi a trebuit să căutăm după aceea variante alternative. Adică, asta înseamnă, programul spune că poți face pistă de biciclete, ca și conexiune între statul de centru și un sat component, între un sat component și un obiectiv de un anumit tip social-cultural al satului respectiv. Problema este că această pistă are o infrastructură nu foarte solidă, însemnând un macadam de 10 cm și un asfalt de 6 cm. Deci nivelul de trafic de acolo nu se pretează la a face pistă de biciclete, să zicem că ar fi cuplat două într-o zonă de sat. Noi ne-am gândit la mai multe variante. Au rămas ca consultantul să verifice, să vadă care dintre ele este fiabilă și care, pentru care se va preta să obține finanțare. Deci nu puteam să facem, pentru că ar fi fost o soluție, să-l folosim ca două piste cuplate într-o zonă de sat. Dar în sat, omul se duce cu tractorul, cu lemne, cu dintre astea, cu greutate mare, atunci în primii trei ani de exploatare, când ești obligat să răspunzi de ea. Era posibil să fie degradat și atunci nu ar fi fost tocmai în regulă. O să vedem care va fi soluția. Una dintre variante a fost și conexiunea de la satul Caraclou către mănăstire. Dacă va rămâne asta ca și variantă, o să vedem. Pentru că acolo traficul este unul redus, am fi vrut să facem pe dealul mare între Bârsănești și Rătești, am vrut să facem la Albele pe Valea Bisericii, dar iarăși ar fi fost nevoie de trafic, de greutate și nu s-ar fi pretat acolo. Deci o să vedem care dintre soluții va fi cea abordabilă și la care va rămâne la final. Noi trebuie să depunem inițial cererea de finanțare de programul acesta, PNRR, care a avut, din punctul nostru de vedere, mai mult chestii care țin de altceva decât ceea ce ne trebuia nouă. Noi am fi avut nevoie pentru comunitate, de drumuri, de apă, de canalizare, de gaze, de chestii cu adevărat necesare comunităților noastre. Pentru că cei de afară care au gândit programul de național de rezidență, s-au gândit la ceea ce au ei deja. Așa cum noi am reușit să vedem ce înseamnă afară infrastructură, am văzut că la noi lipsește desăvârșire. Ei au gândit pe ceea ce ei au deja și au de trebuință ei. Și nu mai puțin noi. Deci va trebui să ne pliem pe obținerea de fonduri pentru ceea ce este prevăzut în program. Programul a fost conceput și adus în faza asta de o anumită, de o anumită parte a guvernării. În condițiile astea, noi trebuie să luăm ceea ce am primit. Pentru că nu putem să ne facem noi linii noi de finanțare, ci trebuie să mergem pe ceea ce am primit prin liniile pe care sunt. Așteptăm să se deschidă o altă linie de finanțare, probabil o altă măsură, care să ne ofere o altă oportunitate, adică ceea ce noi avem nevoie. Pentru că dacă ne vom primi de finanțări pe anumite drumuri, sau canalizare, sau apă, pentru programul Salinii sau pe alte programe, atunci poate vor exista șanse pe acest program. Eu cred că, dacă îmi permite, cred că ar fi mai bine să renunțăm la proiectul cu drumul Albelei Bârsănești, să facem pistă din... Nu e adevărat, nu renunțăm la proiectul. Nu e adevărat. Tocmai asta am zis, că nu poți să-l folosești pe ăsta pentru un drum de infrastructură grea. Pentru că ăsta e un drum de infrastructură așa. Deci ar fi însemnat o pierdere de timp și o risipă de bani pentru ceea ce nu era... Nu că nu era, ne-ar fost de folos, avem o chestie. Dar nu puteam să facem... Am întrebat. Dacă nu depune nimic, aveați comentarii că, uite, păi nu că să am înțeles, nu depune nimic, de la județ. Dacă depune... Nu poți să județeam, o să-ți legăm. Salinii sau PNRR? Păi Salinii sau PNRR? Nu, nu sunt PNRR. Asta e cu PNRR. Păi asta e cu PNRR. Asta e PNRR. Planul Național de Reziliență de Sare. Păi înseamnă că... Să ierte Dumnezeu. Adică trebuie să servim ceea ce am primit, fără să avem alte oportunități deocamdată. Nu se pot deschide alte linii. Problema este că o să avem iar probleme din nou. Nu avem primul să facem pista de biciclete, trebuie să achiziționăm din nou terenul pe domeniul public, trebuie să treacă pe domeniul public. Pe unii trece pe Socotia, pe unii, dar pe unii. Și stațiile la fel, stațiile de... Vom face pe domeniul privat? Domeniul public, domnule. Bun. Hai să facem de aici la primărie, eu punem. Păi de ce la primărie două primari? Chiar aici vreau să ajung la discuția asta. De ce la primărie? Pe când noi avem loc. Da, scoate.
inventarul ăla să vedeți că este spațiu, unde se pui stație. Păi să fii cât mai aproape de... De ce? De trafic. Transformator. Păi unde să pui, pui o stație de încărcare, unde pui? De unde cum tragi curentul acolo? E o problemă, nu? Domnul vine din aia. Domnul primar, deci dacă la timpul respectiv se puneau hotărâri în aplicare, stația era binevenit acolo. Și știți despre ce-i vorba. Unde? Spuneți. Da? La unde e făcut ăsta eroilor, cum se cheamă? Monument. Deci terenul ăla acolo știți că e o problemă cu el, nu? Nu mă, nu dărâmă. Păi înseamnă că, înseamnă că nu, știți, nu știți inventarul, domnul. Da, știți. Dacă știți, păi vă faceți să mă știți. Am propus noi de-a face monumentul ăla, nu se discuta de așa ceva. Păi nu, pe lângă monument mai este un teren care e inventarul primăriei. Iar sunteți de acord sau nu? Nu, o să le termină toată dedicarea asta și să vedeți că este. Da. Da, haideți să terminăm cu punctul nou. Dacă mă știți. Supunem la vot. Eu mă abțin. Cere să ne dă, dar nu știm, o să le spune. O să le spune ce o să ne dea. Băi, nu știu ce v-am așa, nu vede. Mai filma șeful, m-am abținut. Nu, domnul primar, avem... Trebuia să spună la timp. Lasă-l geare. Nu, dar dacă nu făceam ce voi, voi primăream să nu fost în stare, să te pună ceva. Da. Acum cu condiția asta poți să pui în aplicare, vă spun eu. Deci hotărârea respectivă cu proiectul ăsta se poate pune în aplicare hotărârea respectivă. Care mulți o evita de pun, să o pună în aplicare. Trebuie la parcele, da. Da. Deci cu problema asta, deci cu stația electrică... O punem acolo stația electrică, care de la Valdi Monumiu. Exact. Unii erau... Ce e acolo? Pareți eu, ce e acolo? Cum mă cheamă? Da. Deci cu... Acum să facem aprobarea, după aia vedem. Înțeleg, aprobarea după aia o să fie... Pe câte aprobări s-au dat? Trebuie să vină și specialistul să spună exact. De treaba de lucrurile, tu să-mi spunem la... Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului asigurarea infrastructurii de transport verde prin înființare de stații de reîncărcare în comuna Văsărâni, Țurba Cărău. Nu mai citi că am citit. Păi am discutat-o de altfel. Nu am discutat-o primat cu pisa biciclete și acum e punctul 10, este înființare de stații de reîncărcare. Păi de stații, de pista de biciclete. Punctul 9, a fost cu pista de biciclete. Punctul 10, este cu stațiile de neîncărcare. Care spuneam, s-a discutat și ăsta. Da, aici da, s-a discutat. Și am vrut să avem de oficiul din parcarea primăriei. Cum ar trebui să... De ce să fie în parcarea primăriei? N-ar trebui în fiecare sat. Încă nu s-a pune problema plasării. Acum să... Lasă că facem noi plasarea după aceea. Da, o să trecem, o să punem la vot, îi dăm bătaie. Problema este să punem noi după aceea obținem finanțarea. Da, asta e cea mai importantă. Două pe toată comuna? Două pe toată comuna? Păi, cât e? Păi nu prea, domnul primar, nu prea e normal. Trebuia făcut ca în fiecare comună să fie câte o stație, nu? Fiecare stație. Păi hai în fiecare comună, fiecare stație, scuzați-vă. Hai să vă spun o chestie, dacă tot punem... Păi, doamna locată, o sumă de bani în care noi trebuie să ne încadrăm cu ceea ce am făcut, adică cu pisa de biciclete și cu stație de reîncărcare, să cuprindă suma de bani care se alocă pentru această direcție. Păi, acum vreți să vă spun o chestie, trebuie să o pui și undeva în punct strategic, când e cât. Să zicem că o stație o pui la Caracloc, că e legătura cu mănăstirea, mai vin la mănăstire în turneu sau ce vin pe acolo să facă, pune mașina la încărcat. Asta e, corect sau nu? Da, aici ai gândit bine. Păi nu, de așa este. Vă pui în puncte strategice. Sau dacă nu măcar două piraza comuni, pui una la Brătești, că e transitul mult transitul. Este foarte greu cu traful, transformatorul, știți unde e la Brătești. Nu, vâlgăneam, nu e curentul bun. Plasarea stației este dependentă. Mai facem un proiect și punem și o eulie. Nu poți să pui stația să te plătești la un cablu de joasă de sensare, un cablu de vot, o stație are 1200 de kV. Deci atunci tu va trebui să alimentezi stația cu un cablu de mare putere. Asta însemnând foarte apropiat de trafic. Astea știi... Toate punctele de transformare
sunt în poziții în care noi nu avem domeniul OATE pe care să putem ambasa construcția respectivă. Noi nu putem să facem construcția respectivă pe domeniul privat. Pentru că sunt traful care sunt în poziții care nu sunt favorabile și omul va trebui să se ducă din poziția aia. Deci poziționarea de la primărie este una favorabilă pentru prezența locală și pentru traficul, prezența de trafic. Așa ați decis dumneavoastră, că ați fost inițiatorul de proiect. Așa am decis Consiliul. Da. Păi nu Consiliul, dar vă spun o chestie, deci trebuie să o pui undeva la ce să o pui în fața Consiliului. Da. Dar nu decidem noi, vine consultanța la față. Proiectantul trebuie să vină să spune. Dar nu decidem, noi suntem specialiști. Noi am dat cu părerea, dacă e bun acolo, dacă nu. Dacă este nevoie și sunt bani, pune și la altă. Stația o putem pune acolo, în fața școlii. Unde avem teren acolo. Este făcut la inventar, este tot. De ce ești împotrivă să fii pus aici, la primărie? Că avem teren în altă parte, doamnă. La ce aglomerezi? Nu vedeți că noi consilierii cu mașină și nu mai e locul să ții mașină. Păi acum, serio, vine unul, trage mașina la încărcat, na, se duce, bea o cafea la bar la Găbița și o blocat circulația, parcarea. Sau mai facem, na, mai facem un soi, mai facem o parcare din aia subterană, dracu. Așa le-a care le spun până acum, facem un proiect care le-a spus până acum. Da. Exact. Poate mai avem proiecte adevărate. Domnul viceprimar, da, vreau să vă spun o chestie. Eu pe 17, o să mă duc, o schemată, sunt invitat în Parlament la București, la adunarea Consiliului Local în România. Și o chiar să-i spun problema asta, că sunt numai proiecte vinite așa, pe bandă rulantă. Ia și votează, fă și nu-ți face nimic. Cum mai știm la care partii sunteți dumneavoastră, pentru că pe la care vreau să... E problema mea. Nu prea mai există partidul ăla. S-a cam desfințat, nu știu, nu mai știu. Noi lucrăm cu partidul care face ceva. Da, trebuie să discutăm cu vede, vede, ați făcut, da. Față de dumneavoastră noi am făcut proiectele care am înțeles. Între mâna în genitură, și n-am intrat în campanie, când o să intru în campanie, vă arăt tot ce-ați făcut. Da, 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 arătați ce n-ați făcut. Da, da, da. Arătați-ne ce faceți, nu? Cum că te-are nevoie de lucruri făcute și nu de promisiune. Da, le punem la urmă. Deci și domnul Cătălin mi-a stat de încărcare. Da, stația de încărcare, acolo îi stă locul. Este loc destul. Dar stabilește specialistul din teama încercării. Păi nu, trebuie să stabilim și Consiliul Local, numai specialiștii. Specialistul vine cu dedicație. Deci stabilești tu aici dacă el spune domnul, nu corespunde. Noi dăm o poziție orientativ, el... Punctul de verde. Păi, mai specialist decât domnul Vici nu-i, că știi cablul de câți amperi, de câți... Când citești caietul tehnic și de sarcina proiectului. Când mai duci la școală, nu mă absolut la școală. Cum au fost alții. Da, da. Da, da. Eu am făcut școala pe banii mei, am făcut școala pe banii ăștia. Nu trebuie să convinți lucrurile care au venit peste mult. Nu vă convinc, dar vă pot demonstra. Se poate trece la punctul diverse? Păi... Cine a zis, se ridice mâna, dacă... Nu, la diverse, am avut discuția atâta cu lemnul, să rezolvăm ceva. Am consemnat. Trece ziua de mâini, ne aveți în vedere. Mă stau săptămâna și bine, ce drumul. Precipitații care vor veni, de asta le-am lăsat așa. Săptămâna viitoare să am venit. Dacă se face timpul bun, imediat ne băgăm. Eu l-am adus în Anglie. Poate dă Dumnezeu. Poate dă Dumnezeu ea să bureze, mai... Nu. Mai avem și bun și alți colegi bureze. Da, mă. Vreau să iau și eu cuvântul un pic? Da. Domnul Crede. Într-adevăr, am văzut să mai depun proiecte foarte bine, dar vă rugăm foarte frumos. La modul cel mai serios, ocupați-vă mai mult de satoare. Asta și noi ne dorim, nu credeți. Deci eu vin seara, deci, poate nu mă credeți, la 12 noaptea, deci eu, ca bărbat, mi-e frică să trec pe Valea Lupului. Nu se poate așa să. Deci am ajuns să împădurim chiar și tot. Trebuie făcut ceva mai serios, veniți o săptămână, stați acolo, nu purtăm un kilaj de idealul și consumăm combustibilul și să muncească, nu venim la 10, plecăm la 1. Ursul da, e da, da. Nu, deci domnul primar, deci trebuie să fim un mai serios. Deci, păi dar e rău, dar asta e adevărul. Deci, dacă nu faceți o ședință cu satoar, nu sunt de trec. Ca să știu ce spune. Da, dar la ce anume? Toaletare. Toaletare. Păi dar oamenii nu mi-au venit despre asta și m-a dat asta.
Vă insista, pe candidat mai mult. Păi eu insista, domnul, dacă vreți mai scris odată. Nu știu de ce când se ajunge la satul ăla, întotdeauna trebuie să iasă unea pe doamnă. Ce se întâmplă? Haideți să fim mai serioși. Asta am v-a rugat frumos. Deci nu am unea de atitudini, nu chiar așa, când se aude satul ăla, deci subliniați ideea pe care a scos-o deja în evidență domnul Lazar, da? Am tot spus de ani de zile, da. Poți să mai spun și ceva? Am fost și mai la altfelii, strategia este că după fiecare ploaie trebuie să interveniți. După fiecare ploaie apar găuri. Deci acolo depozitul ăla este bun, dar după ploaie trebuie intervenit un pic, trebuie intervenit un pic. Nu? Da, bun. Numărul 2, stația o mai aduceți. Deci începând de la ședința care vine la fiecare proiect de hotărâri, la mine scrieți, Petru nu votează. Da. Pentru că domn primar Mintișu nu vrea să pună stația de autobuz. A scris la fiecare. Deci nici o proiect de hotărâri nu mai ardic mâna. Nici pentru, nici într-o potrivă, până nu o pun. Lasă, domnul, să nu facă o stație de electrică. E bun, știu. Cu tubul ce-a spus și nu la geamă. Nu la geamă, nu la geamă, nu la geamă. Tubul de la... Ce știu de-aia, de la Ciuș, de-aia, că mă geamă. S-a văzut cum mă pătălești? Păi nu e doar aia, mă. La... Boarul lui Ioan, să spune, doar venit. Ai venit la geamă, dar nu e doar aia, mă. Mă duc să-ți din cântă, aia, mă. Iubieți, subiect și predicat. Tubul de la Ciușmea, soarul. Să știu ce spune. Să ducem la Ugerasul acolo. Deci tubul de la Ciușmea, din dreptul, a inătoaie. Ați zis cuvântul ăsta. Da, da. Așa, ce să facem cu el? Să ducem la asta, așa. Așa, mă, nu. Trebuie mutat. Da. Să căutăm două escaluri. Două escaluri, că nu putem folosi, să știți, este foarte greu. Păi din ăla, din ăsta. Nu, dar nu poate ridica bolul. Nu, are, are patru poate. Nu există să nu putem ridica. Dar trebuie să o ducesc. Da, nu poate. Dar o ducem în pantă la Ghinea, la cealaltă. La Cernea și o dăm, o dai și cu mâine acolo. Că e moasa, nu e moasa, nu e nimic. Nu e la urmă. Nu? Nu, cum să conduc să nu dăm moarte. Dar cu asta doar, remorca de câte? De 7 tone, nu? Îl puneți. Cât vrei, Pimpia, nu există 7 tone. Cât ține? Da, de luni într-o săptămână este hramă la noi. Vă invităm să participați, vă așteptăm și la casele noastre. Tu? Care aveți plăcere? Pentru invitații. Este satul care la calma asta, satul din hramul satului. Trebuia propus în profil local, o tabără acolo, ceva grătare. Eu aștept pe care vor să vină aștept. Eu nu am spus două zonă. Eu plec. Nu știu. Domnul primar, mai aveți ceva de spus? Nu. Păi vreau doar mea. Sunt înconjurat acolo de două case care au ieșit și șerpi în pom. Aoleu. Pe serios. Acum l-am rugat pe Bustică ce o vrea să... Stoarece. Da, într-o parte numai, când cealaltă nu. Deci sunt spuneam de cât nimic. Ce este interior, răspunde proprietarul, dar în exterior nu știu cine răspunde. Deci la casa lui Chiriac, la casa lui... Mă deamă. Eu nu știu de unde... La mama mea. Nu știu. Adică... Vă rog, ce am văzut? Când a văzut că e mă, să te nu crapă la ocupatul ăla, că aici este amas. Bocănescu. Cine băgăm la acolo? Cine? Deci... Bocănescu ăsta. Dar ce treabă am eu cu Bocănescu ăsta? El nu are bunieni acolo. Eu vorbesc de la Catrina, pe drum, și la Elena, pe Petra Chiriac, până la cine are acolo? Păi nu știu dacă e dezbătută moștenire, dar de ceva. Mă rog.
De la Vale de Nin. Și pe domeniul privat nu puteți să nici mă pune. Nu e pe domeniul privat, este în drum. Pe domeniul public, dacă e drum. E pe domeniul public, de asta zic. Dar chiar dacă e făcut de la un plătit de pe costică. Nu le plătește pe costică, l-am dat eu pe costică să plătești. Ia întrebă, ce-i lor. Hai, da. La plătești, mă gândiți să facem un s-a rezolvat pe o parte, mai este la... Deci la chiria asta... Față în față cu cumătru acolo, aproape față în față. Mai este. Deci de acolo, de la Catrina, a ieșit un șapte, era așa. Ies în ficarele. Acum a ieșit sezonul lor, domnul. Ies în ficarele. A avut ăla numai în timp, a zis că vine în săptămâna aia, vine în florești, ea face iar. Zerii... Facem un crescător în ghișă, dar ești de lui. Păi da, dar vă zis că rezolvă cu ei și nu mai vine deloc. Facem crescător în ghișă, doamnă. Păi asta e doar, dar nu știu că nu știu că nu știu că se mă trebuie acolo când m-am săturat și nu e afară sau... Trage cu ele încă. Bate afară tot. Deci am făcut curățenii, am curățat șanțul de baligă. O să-i întreabă. Doamna secretară, chiar vă rog frumos, consemnați cu domnul polițist local, îl vreau îmbrăcat la patru arce. Deci, îi face și poză. Nu contează, e pe post acolo, își ia banii să fie polițist local. Nu trebuie să insistați că am scris deja. Bravo. Deci când vin data viitoare să-l văd îmbrăcat uniformă de polițist local. Să dea raportul. Să dea raportul la ușă și atât tot. Păi ori desfințăm postul, ori îl ținem la vrăjala acolo. Altceva? Altceva? La mine, eu am toaletat zona, aștept gazul, apa și canalizare. Să pisa. Pista nu, că merg pe mașină mare. V-ați mai gândit cum rezolvăm problema cu tensiunea electrică? Am vorbit cu domnul de la... că mai trimite pe o echipă în zonă să mai facă o tură analize și după aia el decide. Trebuie să-i dai sânge. Poate strângă dosul de echipă. Dacă ne punem transformatorul. Deci să vedem că atunci când au venit cu măsurători, au fost în parametri și n-au fost probleme. Atunci ei au considerat că nu se justifică montarea unui alt transformator în zonă. Asta a fost concluzia pe care au tras-o. Au fost probleme care au făcut făcând mai mult. Au ce demonstra? Ce se întâmplă? Ei au făcut măsurători mai multe zile consecutiv. Oamenii au viceprimar. Măsurători nu le fac la ora 12 ziua. Nu. Măsurători nici trebuie să le fac seara. Nu la ora 12 ziua. Au fost până la ora 12 ziua. Au fost până la ora 12 ziua. Nu, la ora 17 tensiuni am, am sub 200, 1.90. Da. Am becul din ăla pe net și se stâng, frate. Da, eu am un pie. Eu am un pie. Da. Cum? Dacă se poate, să ai vizionat buget local. Dăm și pe buget local numai să avem, că strângi frigidieri, strângi televizoare, strângi cutoare, strângi tot ce trebuie. Și pe ăla continuă, la chiar și buget local. Problema este că poți să faci finanțarea pe buget local, că ei te despăgubesc în eșalonat după aia. Păi da, îți decontează 5 ani. Dar trebuie făcut ceva. Deci eu și i-am dat eu mă judec cu ei. Pe anul ăsta, achiziționarea lui. Deci noi am gândit și noi la asta, nu suntem pe lângă. Dar procedura nu deține de noi. Pentru că ei consideră că aici este nevoie sau nu să punem un trap în funcție de cum ei identifică zona și consumul de acolo. Dacă ei au fost cu măsurători 3-4 zile consecutiv și au considerat că nu este, trebuie să le impunem noi o chestie, noi ne fiind specialiști și contramandăm informațiile pe care ei le-au analizat pe care au domnul Vici, vreți să mergem, facem o echipă de 6-7 consilieri și mergem de casă în casă seara la ora 7? Da, trebuie să avem un aparat de măsurat, domnule. Omule, aparate de măsură găsești cât vrei acum. Numai voință nu găsești. Vă spun eu, aparate găsești cât vrei. Păi, mai citesc. Hai să fim serioși, nu poți să spui că la ora 7 seara ai tensiuni de 2-30, niciodată. Nu, dar în ultimul timp eu am baterie de aia și mi-a zis că... Păi și am pe stație. Și până acum vă 3 luni aveam 240. De vă 3 luni de când e cu un conflict puternic la ruși, e sub 220. Fură curent, da. Și seara și ziua. Furăm, 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 vreți să vă spun o chestie, furăm noi curent acum, vă spun eu.
Când de 2-4 ani n-am avut la bursă aici, îți garantez eu asta.